Țurcășiu face primele declarații după divorț, ce decizie a luat artista, dar și unde și-a găsit liniștea, ne spune colega mea, Mădălina Bălan. Mădălina, bun găsit! Bun găsit, Ramona, bun găsit tuturor! Anca Țurcășiu a luat decizia de a-și continua viața, de a merge mai departe. Asta după ce aproximativ 3 luni de zile putem spune că a făcut pauză, și-a pus viața pe pauză, sau cum spune ea, uneori este bine să mai faci pauză de respirație. Este bine să mergi la mare, să citești o carte, să ai un proces de introspecție și să te regăsești. Acest mesaj vine după o pauză de multe luni în care nu se știa mare lucru de Anca Țurcășiu, asta pentru că a ales să iasă oarecum din sfera aceasta publică, iar ultima ei postare suna cam așa: divorțez după 22 de ani de căsătorie în care am crezut că mi-am ales sufletul pereche. Acum, după câteva luni în care nu a fost atât de activă, Anca Țurcășiu vine și spune că își dă un restart la viață, că e bine să meargă mai departe și că uneori e bine să te privești ca și cum ai privi în ochii unui prieten vechi regăsit odinioară. Mulțumesc!